Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toate au și părți pozitive și părți negative. Mie, partea cea mai periculoasă a rețelelor sociale, mi se pare capacitatea lor de a viraliza trenduri potențial periculoase. Uh-huh. Pe TikTok, cel puțin, au fost, e o listă lungă de trenduri care au fost periculoase și sunt urmate de copii. Asta este problema. Așa e. Apar mereu idei de diete minune. Acum am văzut că este una nouă. O să o spun, dar nu încercați acasă, ca să vedeți cât de stupide e. Să slăbești bând cafea cu lămâie. Deci... mi se pare că multe din aceste diete se și bazează pe ideea de repulsie, adică dacă slăbești trebuie să suferi și ca atare bea cafea cu lămâie. Serios? Adică eu n-am nicio îndoială că au și urmat o foarte mulți dintre care urmează că... asta. Deci nu se acasă ca să ieri dimineața am văzut o dietă de detoxifici, nu știu, curăță ficatul și așa mai departe. Ficatul se curăță singur dacă nu-l omori. Fierbe 3 mere verzi. Adaugă puțin în niște scorțișoară, lasă-l la răcit și bea înainte de 3 ori pe zi o chestie de genul ăsta. E compot. Dar poate fi absolut orice exemplu. Asta e un compot. Problema asta e pare spun... benign. Da, trendul este nu face decât asta, adică, știi? Da, da, da. Și atunci, deci unele trenduri sunt foarte periculoase. Dar cafea cu lămâie, cred că poți să faci ulcer de la combinația asta. E... cred că este o prostie mult totală. Acolo. Dar problema e că astea sunt hai. Mai sunt cum sunt. Problema e că mie mi se pare că generația lui fiu-meu, deci ăștia care sunt... Care dintre fii tu, că ai doi? Amândoi. Dar mai degrabă, deocamdată ăsta mai mare, care are 14 ani. Da. Adolescenții, preadolescenții, dar sunt și copii, adică Radu are 11, n-are încă o preocupare majoră în sensul ăsta, dar și el se uită pe YouTube. Ei nu, TikTok Ștefan a avut și l-am șters. Ștefan, adică cel mare. Ăla mare, da. Și crezi că nu are TikTok? Nu are, nu. Nu, că nu-l interesează că are, practic, conținut similar pe Instagram și pe YouTube, din ce am văzut. Păi și atunci, dacă e similar, ce rost are să-l șterge? Să zic. Ai vrut să fii autoritar? Da. Însă, din ce văd la el și la copiii din jur, mie mi se pare că cel mai mare pericol în ziua de astăzi pe planetă, pentru societatea lor, îl reprezintă influencerii. Și o spun răspicat. Adică eu văd că se uită, ei se îmbracă după cum li se dictează. Că nu e vorba numai de niște trenduri. E vorba că îi urmăresc niște băieți de ăștia. Ești un bătrânel trist. Pentru că și părinții noștri aveau influencer pe Beatles. Toată lumea se îmbrăca pe Beatles și noi aveam influencer pe MC Hammer. Tu nu aveai pantalon de ea? Aveam idoli, era altceva. Aveam, nu știu, modele. Aveam... așa. Dar nu știam așa multe despre ei. Ne plăcea cum se îmbracă MC Hammer și vreau să amici noi pantalon largi. De peșerii, rockerii. Okay. Acum problema e că ăștia vorbesc. Știi? Că poate dacă vorbea MC Hammer nu era chiar ok pentru generația noastră. Dar uite, aha, de exemplu, la un moment dat, Ștefan și gașca lui de prieteni erau fascinați de frații Tate, care le postau gagici, mașini, îi învățau să facă bani fără școală. Adică o luase un pic. Atunci am șters TikTok-ul. Dar a rămas pe linia asta, adică se uită la tot felul de personaje de-astea pe care e normal să le urmărească, pentru că sunt fascinanți. Uh-huh. Oameni care au, nu știu ce, mașini de lux, umblă cu diverse, da. Bun, prieteni, haideți să vorbim despre asta, dacă tot am început emisiunea vorbind despre rețelele sociale și influența pe care o asupra noastră și asupra copiilor. 0372069599. Mai întâi de toate, credeți că influencerii sunt un fenomen periculos sau doar o altă modă, un fenomen periculos pentru copiii noștri sau doar o altă modă trecătoare? Fiecare am avut, când eram mici, fiecare am avut influencerii noștri. Da, când eram noi mici, era o chestie, încercau părinții să te țină departe de un anturaj. Uh-huh. Știi, ca să te ducă pe un drum bun. Acum anturajul e în telefon. Uh-huh. Adică copilul stă acasă și vede fel de fel de lucruri. Bun, și doi, v-ați confruntat acasă cu întâmplări, cu momente în care ați sesizat că ăla mic este influențat de cineva online? Cum ați reacționat? Cum ați tratat problema asta? Ce îi spuneți copilului care vine și îi spune că el vrea să fie ajutat să filmeze o prostie? Pentru că a văzut pe TikTok, toată lumea face, hai să fac și eu. 0372069599. De ce râzi, mă, Zaf? Îmi imaginez cum vine Ștefan la Luca și zice, tati, sau cum îi zice, da, hai să filmăm, hai să filmăm când bem, bem când cafea cu lămâie. Da, când ne turnăm o cutie de lapte în cap, că acum este tradițional. Nu, că el nu filmează nimic și nu postează, adică nu, e doar... E tăcut pe rețelele de socializare. Stalker. Da. El se uită la altele, dar nu vrea să apară. 0372069599.
99, cum vă influențează influencerii copiii? Vi se pare periculos? Vi se pare un alt fenomen trecător? Dați-ne și mesaje pe WhatsApp 0728-3132. Bă, voi ați urmat vreodată vreo tendință de asta? Vreun trend de pe TikTok, de pe rețele? Ați făcut vreodată ceva? Am uitat cum se cheamă o singură dată. Nu trebuie să-l descrii dacă e periculos. Nu, aia, asta e un lucru. Că mi-am turnat apă cu gheață în Ice Bucket Challenge. Aoleo, da, și voi să mă convinci și pe mine să fac. Da, aia, aia am făcut-o. Da, în da, urmă da. Cu nu știu câți ani. Mulți ani. N-am înțeles că-s vreo 10 de atunci. Era ceva Luca cu... nu știe. Trebuia să storne apă cu gheață. Știu, apă cu gheață dintr-un lighean în cap. În sprijinul cuiva. Eu n-am turnat în sprijinul nimănui. Da, în sprijinul... Cred, nu mai știu. Și eram, dar care, dar cu ce sprijină faptul că eu fac asta? Da, și ați mai făcut o tâmpenie cu ouă ceva. Nu, aia n-avea legătură. Aia nu era de pe TikTok, aia era proto-TikTok. Jimmy Fallon era din Statele Unite, cu totul altceva. Da. Tot, într-un show de televiziune. Influencer. Nu, era un... Nu era prețele de socializare și... N-aveai cu ce tot... să influențezi că n-am îndemnat, cu chestia aia. Da, n-am îndemnat pe nimeni să facă. Era haioasă, că... Era un joc, era... Ne jucam cu vedete, ne-am jucat cu Pavel Bartoș, cu Smiley, cu Mihai Găinuș, atunci... Aha. Nu mai știu dacă și Bobonete. Da, cu mine nu te-ai jucat, care cu tine refuzat. Nu, că tu ai refuzat. Dar și... care era trendul, să spargi un ou în cap sau ce? Ne spărgeam ouă, da, unele erau fierte, unele erau crude. Aha. A, da, și trăgea, da, bine, la sorți. Până la urmă, asta este un joculeț. Da, amuzant și care n-are efecte negative. Tragedia e când influencerii și lucrurile de pe rețelele de socializare le fac mai mult rău. Apar periodic copiilor, astfel de... pentru că le dau proaste exemple. Apar periodic, asta este îngrijorător, apar periodic astfel de trenduri care sunt foarte periculoase, mai ales pentru copii și pentru oricine de altfel. Și este uluitor câți copii se duc direct în obiceiurile astea, în trendurile astea, fără niciun fel de... Cum să spun, fără niciun fel de judecată. După Ice Bucket Challenge, iartă-mă Luca, a mai apărut unul, era tot cu apă într-un balon și le dai drumul pe cap și el teoretic trebuia să se spargă. Da. Doar că dacă nu se spărgea, riscai să te sufoci. Dar hai să mai descrie asta, că nu e... Păi nu încercați asta niciodată acasă, niciodată. Da, asta e una și mai sunt influențele ideologice, să zic așa. Și uite, Elena spune că, de exemplu... Aha, foarte bună observație. Marea majoritate a părinților nu sunt pregătiți să contracareze torentul de fake. Teoria conspirației. Foarte bună influența observație. Malefică la care este expus un utilizator neavizat, așa cum e un copil. Și este o luptă inegală. Așa este. Și asta e adevărat, că uneori copilul petrece mai mult timp cu influencerii pe care alege să-i urmărească decât cu părinții. Așa este. Asta este cu adevărat, bravo, foarte bun acest mesaj. Cum o cheamă pe doamna? Elena. Elena, îți mulțumim foarte mult. Sunt foarte puține familii care sunt pregătite. Trebuie să ai pregătire profesională ca să lupți împotriva campaniilor de dezinformare, a fake news-urilor și a teoriilor conspirațiilor, mai ales în cadrul familiei. Astea sunt lucruri care trebuie făcute în școală. În Finlanda există o preocupare a statului pentru combaterea, de fapt pentru dezvoltarea gândirii critice, și învață pe copii din clasele mici și până ce termină școala, este constantă preocuparea statului finlandez să învețe copiii și adolescenții cum să dezvolte gândirea critică și să înțeleagă atunci când sunt ținta unei tentative de dezinformare sau de manipulare. Asta este un lucru crucial care ar trebui făcut, pus la punct și în România, pentru că altfel vom avea generații, vom avea generații din ce în ce mai tâmpite, îmi pare rău că trebuie să spun asta, și mai ușor de manipulat. Așa e. Hai să ascultăm și două, trei mesaje, dacă tot am vorbit numai noi până acum. Bună dimineața, Cosmin din Constanța sunt. Cred că Luca a spus cel mai mare adevăr posibil pe care putea să-l spună. Nu prima dată. Influencerele sunt cel mai mare rău social pe care îl are lumea noastră actuală. Vezi, ai putea să fii și tu influencer. Da, pentru că cei mai mulți dintre ei, nu toți, evident, influencerul care te îndeamnă să citești, nu este rău deloc. Dar cei mai mulți dintre ei, și din cauza faptului că din asta trăiesc, nu? Uh-huh. Promovează fel de fel de lucruri, uneori fără să creadă în ele și doar din considerente financiare. Uite, pe de altă parte, Marin ne scrie că la școala fiului său, 90% dintre elevi, și evident că exagerează probabil aici, spun că nu e nevoie să înveți pentru a reuși în viață, pentru că au văzut pe TikTok că e ușor să ai de toate fiind influencer și că pot face și asta. Da. Și adevărul e că exemplele sunt foarte puternice pentru copii. Și e foarte greu să contracarezi asta ca părinte, să explici că ăla spune, uite tati Putărescu. Dar influencerul ăla, știi care e răspunsul? Influencerul ăla are succes acum. Adică are succes o lună, un an, doi ani. Tragedia e când are mai mult de doi ani, că atunci nu mai ai tu argumente în fața copilului. Peste 10 ani, numai. Adică și frații Tate au fost super populari, acum sunt la Bulău.
ei sunt un exemplu fericit, ca să zic așa, în sensul că na, n-am nimic cu oamenii, nu-i cunosc, nu știu ce au făcut, nu am urmărit cazul, da. Dar nu s-a terminat, n-a fost cu happy end. Uh-huh. Dar sunt alți influenceri, mulți, care continuă să prospere, trec ani și atunci va fi tot mai greu să explici copilului, stai să vezi că o să vină o zi. Uite, Dorian Popa e un astfel de influencer care, peste care au trecut ani și care rămâne cumva, da, în top. Pare rău, Dorian Popa, am înțeles că a fost implicat în niște scandaluri uriașe la sfârșitul anului trecut. Așa este, dar rămâne un influencer. Nu cred că mai este chiar atât de influencer. Face cifre bune. Mă rog, încă mai face cifre bune, dar face un an, doi ani, nu vreau să vorbim de cazuri particulare. E doar un exemplu de, nu, dădeam un exemplu de influencer care a trecut peste ani. Salutare, dragilor, sunt total de acord cu Luca. Cel mai periculos mi se pare că influencerii lasă impresia și, de fapt, asta se și întâmplă, că poți să trăiești și să faci o grămadă de bani numai mai muțărindu-te la camera video, foto și postând. Nu promovează munca. O zi frumoasă, Alex, de pe drumuri. Mulțumim tare mult. Păi asta e particularitatea, că noi vedem și copiii văd doar poveștile de succes. Iar exact. Poveștile acelea de succes sunt de succes acum, nu sunt pe termen lung. Dacă copiii nu sunt învățați să gândească pe termen lung și să gândească, ok, bine, faci asta acum, dar peste 10 ani, sunt peste 20 de ani, ce o să faci? Cum o să arate viața ta? Sunt adulți care nu gândesc pe termen lung. Ce să-i cer unui copil? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.